Pe Dunăre, între kilometrii fluviali 330 și 655 nu sunt probleme de navigație. Ni s-a confirmat astăzi din partea conducerii Capitaniei Zonale Giurgiu, în a cărei zonă de jurisdicție se află sectorul de Dunăre amintit. Creșterea debitului fluviului și înrăutățirea vremii din ultimile 10 de ore nu îngreunează soarta marinarilor aflați la datorie. Navigația pe Dunăre în sectorul nostru al Giurgiului se desfășoară în condiții bune. Avem o cotă normală pentru această perioadă a anului, 188 Giurgiu, scade 4, vizibilitatea este mai slabă, dar nu împiedică în mare măsură navigația. Navele sunt dotate cu radar, sunt dotate cu tot ce le trebuie. Deci putem spune că sunt condiții bune de navigație. Una din principalele atribuții ale Capitaniei Zonale Giurgiu constă în supravegherea navigației, controlul și dirijarea traficului de nave în apele navigabile și porturile românești. Tot de la Capitania Zonală Giurgiu aflăm că în administrația acesteia se află câteva unități componente, capitaniile porturilor Călăraș, Turnu Măgurele și Giurgiu, dar și oficiile de capitanie Corabia, Zimnicea, Oltenița și Snagov.